Bă, voi vedeți? Film șacalul, poftim, eu? Film cu mine, eu sunt șacalul. What? Care erau șansele, bă? Salut, șacalilor! Ce face? Frumoși, ce faceți, bă? Ce pe școală, bă? Vă bagă ăștia fizic, vă țin iar acasă. Ce faceți, bă? Bă, cea mai importantă chestie, dacă vă mai uitați la Snic, bă, dacă începe școala, hai, bă, să nu mă abandonați, bă, să nu uitați de mine, vă rog frumos. Adică, eu cred că școala e importantă, dar și Snic e important, că dacă nu l-ai pe Snic, nu poți să-ți faci temele, că nebunești, o iei cu capul. Snic te mai ajută, știi, să ieși din starea de teme, școală, învățat, știi? Frumoșii mei, nu pot să spun decât comandă la mine, episodul 9 full. Oh, da, comandă la mine, oh, da. Voi știți că mi-e greu să reacționez la chestii, dar mi se strânge așa părul pe spate și mă fac așa extraterestru, știi? Și de-aia, tocmai de-aia trebuie să facem 30.000 de like-uri, bă. Hai să facem 30.000 de like-uri, dacă mai vreți să facem, bă, o reacționez de asta, bă. Și să mai, domnule, să ne ajute bunul Dumnezeu, ce-o fi, o fi, acum asta e altele. Nu sunt cu un show televizat din România, doamna mea, aștept să mă uit. Îmi pare rău că trebuie să lungesc intro-ul, dar ca să nu râd și să pot fi atent la emisiune, că asta este problema pe canalul acesta, că eu râd și nu s-aude, deci așa, o să-mi consum râsul prin tot tehnică tailandeză, supranumită consum râsul. E ciudat că seamănă așa foarte mult în limba română. O tehnică tailandeză folosită de strămoșii noștri, pe care o voi practica acum. Tehnica tailandeză consum râsul constă în a-ți consuma râsul, adică a râde ca să nu râzi pe timpul episodului, știi? Nya. Am uitat să menționez că dacă practici prea mult tehnica consum râsul, îți vine să plângi, pentru că are efecte adverse, da? Ei, dăm pe full screen, acțiunea se petrece în Buzău, sunt ochi și urechi aici, asta e că mi-a pus căștile invers, sunt ochi și urechi, nu mă deranjați, sunt curios ce-i cu chestia asta de văd peste tot, gata! Kama are 15 ani și este în clasa a noua la liceul de artă din Buzău. Singură la părinți, este un spirit non-conformist, mereu predispusă la a încerca senzații tari împreună cu prietenii ei. Senzații uneori periculoase, aflate chiar la limita legalității. Hai să mă, așa mă cu camera, hop, ia uite ce ea, arată-ne cum fumezi, hai să vedem câte care ea din gură, hop, ia uite-o, ia. Că prin clasa 5-a, să zic, au început experimentele ei și au culminat, poate, cred că astă vară, cu consumul de... Fata asta e băiat? Băiatul ăsta e fat... What? What? Bă, să mă iertați acum cu tot respectul că iar am oprit și... Bă, de eu mai... cu tot respectul, mi-a mai apărut chestii de-alea pe TikTok cu faze din episodul ăsta și a zis că trebuie să reacționez și eu la el. Dar eu credeam că e băiat, bă. Ierburi. Gata, când am fumat prima dată crank, mergeam pe stradă, mă trăgeam de păr. Și asta, bă, văruțu, crank, drog, crank, drog, metamfetam... crank cu capa. Ah, ia uite, me, crank, ia uite așa cu crank, speed, azi, uai de capul meu. Ce băga fata asta, met, crank, speed, ice, crystal, glass, tweak, pur, man, cocaine, iaba sau snot, frate, să mor. Deci m-am înroșit la față, mi-a crescut părul când am auzit că ăștia bagă medicament. Ce să duc, veri, să duc la farmacie, dați-mi și mie vreo 7 pungi de Nurofen, vă rog frumos. Dacă aveți și niște nospați și niște stresuri, să le dăm așa, să le dăm, vă rog frumos, să le faceți o reducere. Tatăl, om cultivat, încearcă să-i ofere fiicei lui alternativa, dar nicio metodă nu dă rezultate. Cama, nu observ că efectiv ne repugnă orice inițiativă am avea de vis-a-vis. Vă rog să mă iertați, nu suport să pun atâta pauză, nu suport. Bă, dar bărbatul ăsta vorbește ca și cum îi vine să tușească și nu tușește, bă. Nu duci cama să facă, nu timp, ce nu vreau să ne ascult. Da, deci cam este foarte neascultătoare în ultimul timp și nu vrea să le asculte. Doamne, gata, e gata, Sniculeț, oprește-te, bă, dar cum pot să reacționez eu fără să adaug un comentariu, bă, nu m-am lăsat pe spate. Binele pe care îl dorim, pe când reușim să ajungem la normalitate? Dar suntem la normalitate deja, eu sunt foarte normală. Și dacă ai omul ăla de vorbește în termeni de aia filozofici, mă apucă nervii când deloc că vorbește așa, că vorbește rău cum se vorbește, nu mă lua cu filozofiile tale. Că... A venit acasă, a fost atât de supărată că s-a tăiat cu cutter. Pe credeam că... picioare, pe mâini,
În loc să lase de băutură. Doamne ferește. Ioara, pe mână. Asta o să aruncă pe geam. Eu nebunesc. Și într-o zi o să plec de acasă. O să fac și pe asta. Hai. Bă, voi v-ați imaginat un pic episodul, adică un pic ați vizualizat. Să vezi pe asta, dacă se dea cu căștile și vine mămăița, să știi cum merg mămăițile astea mai clătirate așa. Și-o vezi pe asta, așa cu deranjat eu la căștile. Și-o vezi cum i-a băgat așa una scurtă aici sub bărbii la mamaie. S-a dus mamaia cu clace așa în sus, dacă nu, o căzut mamaia și-o rupt și cu asta și tot. A venit smurdul cu targa, au luat-o pe mamaia. Ei, rupt-o cu asta la mamaia, să mor. Aoleu. Ia, Cluj-Napoca. Familia Pavel locuiește în Cluj-Napoca. Tatăl, fost polițist, acum la pensie, și mama, casieră la regia autonomă de transport din oraș, au niște principii foarte clar definite în care l-au crescut pe Vasilică, fiul lor, acum în clasa 11-a. Mi-a plăcut foarte mult să fie ordine și... Bă, nu se spuneți că pe ăsta îl cheamă Vasile și pe fiul să-l cheamă Vasilică, bă! Uai, de ce ai face așa ceva? Eu n-aș putea, bă, dacă o să am vreodată un copil sau când o să-l am, nu o să pot să-l numesc Lucică, frate. Eu Tasul Lucian și fiul meu Lucică, bă, cum ar fi, bă? Luci mic și Luci mare, frate, așa, adică dacă eu am fost un om prost la viața mea, așa sunt eu, dar de ce trebuie să-i pun asta copilului așa pe mine? Na, să te chemi ca pe mine, na, de aici, na, Lucică mic? Lucică mic, ți-ai făcut temele, altfel nu primești nimic de mâncare, Lucică, ai înțeles? Mă gândesc așa că eu curvadă până la urmă, să te cheme așa, ăsta Vasile mare și Vasile mic fiu, Vasilică, să mă, n-ai cum vă dau în brânză. Disciplina, nu poți face nimic în viață. Adică am spus să faci un lucru, l-a făcut. Întotdeauna a existat o strictă supraveghere, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Școala a fost mereu prioritară, iar scuzele rare și-au locul. Ce e asta? Și? De ce? Am scris și m-am grăbit și am dat lucrarea repede. Mami, ți-am zis întotdeauna să o faci, o verifici. Uite, mai lasă să te duci în excursie. Da, doamnă, da. Iartă-mă că îți scoate rău frumos, că la următorul test l-am scos. Bă, voi vedeți? Film șacalul, poftim, eu? Fii cu mine, eu sunt șacal. What? Bă, ce Dumnezeu? Bă, care erau șansele să reacționez la emisiune de acum 10 ani să mă chemi, zic să am vorba cu șacalul și în emisiunea asta să numească film șacalul, bă. Bă, care erau șansele, bă? Bă, eu sunt șocat, bă, film șacalul, bă, uite cum mă simt, tu ești șacal, eu sunt șacal, uite, șacal, bă, uite, what the fuck, care erau șansele, că e ceva, olea, că de, tu e ceva, așa, din univers. Tu dai seama, mă simt bine acum, parcă îmi place misiunea, îmi place. Cred că nu te mai duci. Dintre toți prietenii care eu am, părinții mei sunt cei mai severi și câteodată mi-a fost greu, pentru că ei mergeau la discotecă, mergeau în oraș, eu trebuia să stau să învăț. Da. Mama nu admite ca vreo clipă să nu știe ce face sau unde este fiul ei. Și asta nu doar dintr-un moft sau dintr-o obsesie, spune ea câte rațiuni de siguranță. Nu s-a întâmplat să iasă în oraș să nu ceară voie niciodată. Nu. Vă le-o da, mă, da. Am știut unde e. I-am dat chiar un exemplu. Să mă ierte, mama, dacă nu. De la cutremurul din 1977, o mămică a spus, vă rog să săpați aici, că fiul meu știu că e în acest club. Și așa s-a și întâmplat, că acolo l-au și găsit și trăia băiatul după 7 zile. Băi, las-o! Și am spus, uite, vezi, pentru că mama lui este a știut, un exemplu de urmă. I-a dat a doua viață. El are obligația întotdeauna să asculte, să respecte programul care este stabilit pe fiecare zi. Program. El are obligația să respecte programul care este în fiecare zi. Când nu vrea cum face copilul, nu face cum vrea. Face cum vreau eu. Deci nu se poate așa. Vasilică, ce lucrezi? Te-am luat. Învățam la fizică. Poker. Ți-ai terminat lecțiile pe mâine? Nu. Și atunci de ce e jos poker? Lia! Poker! Uite cum studiază el la fizică. Mamă, dacă nu-l mănânc acum... Ce-am vorbit eu? Dar și învățam, numai... Am înțeles că trebuie să-ți înveți, da? Da, pe am zis că mă joc 5 minute și tu mă învățam. 5 minute că ți-l închide tot pe urmă. Bă, vă mănânc, bă! Să vedem, depinde. Fumați? Nu strâmba cât te mănâncă. De ce ți se pare normal? Câți ani ai? 15 ani, se pare normal pentru că... Și eu am 45 și nu fumez. Ați fost altă generație. Cât stai la mine în casă, nu fumez, draga mea. Sub nicio formă nu sunt admis să te împotrivești și să-mi răspunzi urât. Sub nicio formă. Mă speriați. Bă, nu strâmba că te mănâncă, bă, nu strâmba. Bă, asta e nebună, bă, copila asta. Deci copila asta e nebună, dacă o vedeam pe babă că se uită așa la mine și zicea, îmi respecti regulile, că altfel nu stai în casa la mine. Păi dacă o vezi pe doamna care e
cam așa de nunca pe cadru, cât zice asta, păi respecti regulile. Da, ce face? Băi. Mama e biolog. E biolog? Da, e biolog. Adică cum? Ce e mama ta? Biolog. Adică ceva de genul că aș fi spus curva sau o chestie de asta. Alea, de ce asta e faza, mă? Asta e renumita faza. Cu ce e mama ta, biolog? Domnișoară, ce e mama ta? Biolog? Aiurea, domnișoară. Că, na, urmă, fiecare mamă face ce poate. Dacă ta a fost biolog, e bine. Atât s-a putut. Azi încolo eu sunt mama ta, deci mă interesează mama ta ce meserie are. Ce face? Dacă nu vă interesează. De azi încolo eu îți spun. Stați puțin. Ce ai de făcut? Stați puțin. Dacă nu vă interesează ce eu vorbesc, eu vorbesc și după. Nu, după ce termin eu de vorbit. Nu mă interesează. Bun. Deci, dacă ați spus că nu vă interesează ce lucrați mama, de ce ați întrebat? Cât timp ești aici? Ești fata mea. De ce ați întrebat ce lucrați mama dacă nu vă interesează? Dacă ți-o dat așa o educație. Vai de capul ei, ce să ai? Vai de capul ei. Hai, ultima fază, ca la fotbal. Avem lucruri intime aici. Păi am, asta e chestia. Păi, regulile mele, ce am un geam. Nu, dar nu există, că stai aici, nu există intimitate. În casa mea, adică eu când mă duc la voi, puteți să intrați dumneavoastră peste mine? Nu, dragă, asta nu. Păi, tot intimitate și asta. Mă droghesc cu pastă de dinți. Hai să confiscă. Dă-o încoace. Deci am spus dă-o încoace, fără să mai comentez. Uleu! Mama! În casa mea... Eu știu ce intră și ce nu intră, da? Mai scoate tot de acolo, domnișoară, dragă. Dă-l încoace. Fetiță! Arsenal, frate! Fetiță! Domnișoară, dă-l fii atent la mine. Cât timp tai în casa mea, dacă te mai auzi de o altă că zici... Băleu! Expresia asta, dă-l încoace. Ridică-te, te rog frumos, în picioare. Acum. O bate! Spune, mamea ta fost în picioare, da? Am burt. Băleu. Aoleu, catanta. Băleu, nu mai uita să perchi, nu mai, asta deja e pervers, sincer, nu mai. Bă, dați-o, bă, în brânza, mă, băi, fată, deci asta avea tu pe bă, deci dacă din greșeală se împetica baba și cădea pe ea, păi era plancton, ești prost, să făcea ca pământul plat, așa, ești prost. Nu mai, că făcea afișa acolo și o punea lângă Ceaușescu pe perete, să mor dacă vă mint, pe bune vă zic. Cu tupeu, fetița, bă, din greșeală, poate din greșeală, hop, aluneca așa un pic baba și ca să nu cadă pe pat așa sau pe parchet sau știi ce, hop, cădea pe doamna asta, știi? Da, mă, șacalul, cam asta a fost, aveți un link la Instagram acolo în descriere, un follow la Niculeț, bă, ne facem 300 de mii și acolo, bă, și nu știu, să ne facem mai 300 de mii, ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă! Eu v-am pupat! Pa, bă!